Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un episod de Survival Challenge pe harta Calmlands. În episodul de astăzi o să trebuiască să ne ocupăm un pic de porumb. E vorba de porumbul acesta de pe teren. Hai că până nimeresc eu, intrăm așa. Vorba de acest teren de aici, de porumb, care este gata de recoltat. Da? Deci este cu galben. Și o să mai trebuiască să mai cosim niște iarbă pe acest teren. 20-22 și bucățica aceasta unde avem acum cositoarea și presa de baloți, da? Asta trebuie să mai facem noi în momentul de față, în acest episod, practic. Ne pregătim, v-am zis, în episodul trecut, dacă n-am văzut episodul, puteți să mergeți să îl vedeți, puteți să vă și abonați. O să mai facem aici niște terenuri pentru cultură de sfeclă și de cartofi. La BGA momentan mai cad acolo niște baloți. O să avem nevoie de acest tractor și vom modifica noi un pic. Hai să selectăm noi europaleți. Ok, ăsta îl vroiam și la cealaltă același lucru. Facem. Am trecut. Avem plină fabrica de făină. Nu mai are unde să mai depoziteze. Nu mai are unde să mai pună paleții de făină și o să mergem noi acum frumușel să eliberăm acolo. Uite aici, da, avem 30.000 de litri de făină gata, preparată și trebuie să mergem să eliberăm. Aici e tot în regulă. La fermenter deocamdată se produce, nu trebuie însilozat, dar mai greuț. Asta este, nu avem ce să facem, nu avem cu cine să ne certăm. Restul sunt cum trebuie, la fel și la animale, nu avem nevoie de absolut nimic, nici luna aceasta. Suntem bine, domne, suntem bine. Luna următoare o să trebuiască neapărat să le punem mâncare. Da, bun, hai să facem felul următor. Hai în primul rând să mergem să luăm de acolo făina. Că după aceea trebuie să intrăm la recoltat de porumb. Și durează nițel și recoltatul de porumb. Porumbul, ce facem cu el? Îl ducem la moară sau îl ducem la presă de ulei? Eu aș vrea să îl ducem la presă de ulei. Sunt curios să vedem ce bani ne ies. Ce bani ne ies de la presa de ulei. Ai toată treaba. Chiar sunt curios. Ok, hai să activăm autoloading-ul. Așa. Mergem și pe cea din spate, același lucru facem. Nu o să putem să-i luăm pe toți. Sau chiar îi luăm și ne mai rămân câțiva, cred. Dar cred că mai rămân niște mâncare de purcei. Dar oricum, luăm ce se poate, nu-i problemă. Da, ne-au mai rămas 4 paleți. Ok, hai să-l oprim aici. Nu ne ocupăm momentan de el, n-are rost. O să mergem noi frumușel pe, uite, așa ceva. Mergem pe combina, pornim motoarele, ca la avionetat. Oricum se aseamănă cu un avion. Hai să lăsăm header-ul, hai să pornim și combina. Hai să ne uităm și noi drept. Și ne punem pe recolt. Am ratat buton. Ne punem pe recoltat de porumb. V-am zis, o să facem și niște pleavă din... Ups. Din coceni. Asta vreau să facem. Ala-i. Vreau să facem niște pleavă din coceni, că vreau ca să o transformăm, și pe aceasta în baloți și să ducem la BGA. Asta avem de făcut. Nu poți să folosești GPS-ul pe terenul ăsta, că e jale cu el. Este foarte, foarte, adică forma lui este foarte diferită față de cum ar putea. Aveam acolo un dâmp în momentul în care am construit fabrica, din cauza aceasta a făcut felul acela combina. Hai să dăm o dată, dăm roată, nu cred că are rost. Nu cred că are rost să dăm roată la tot terenul, fiindcă
Ba da, hai să facem în felul următor. Hai să ne roate odată la tot terenul, să avem spațiu de manevră, că oricum suntem oarecum cam pe metru pătrat aici. Și după aceea, după ce o să alergăm un pic cu tractorul pe teren, ca să descărcăm, da, asta este. Și v-am zis, porumbul acesta o să-l ducem la presă, facem ulei de porumb. N-am mai auzit până acum ce să-i faci. Da, o fi, domnule, și asta, ce-s mai? N-o să-l transformăm în mălai. O să punem la un moment dat și porumb să facem și mălai din el, da. Momentan nu este cazul, sunt curios să vedem cu uleiul de porumb ce șmecherie o fi. O să amenajăm un pic și la zona industrială și vom modifica niște chestii, vom face niște chestii diferite. La zona industrială, partea aceasta, partea stângă, da, acolo vom modifica. Vor fi niște lucruri pe care le vom modifica față de cum sunt acum. Și v-am zis, o să mai cosim niște iarbă, o să mai creăm un teren. Bine, deocamdată decât cosim iarba și eliberăm terenul. Și după aceea, când vom termina cu toate treburile noastre, o să și arăm. O să și arăm ca să creăm terenul. V-am zis, o să facem acolo teren de sfeclă, de porumb speciale, nu mai ne doare capul. O să fie ceva mai bine, practic. O să vedeți că o să ne ajute. De ce vreau teren special de sfeclă și de cartofi? Fiindcă cartofi până acum nu am cultivat, dar mă interesează să pornesc fabrica de mâncare pentru purcei, da? Și aceea folosește pe o rețetă sfecla de zahăr, pe o rețetă folosește cartofi. Eu acum i-am dat pe sfeclă de zahăr, că am avut, dar nu produce atât de repede pe cât ar trebui sau pe cât mi-ar trebui mie să produc. Și ca să rezolvăm treaba asta, punem și cartofi și dăm drumul și pe cealaltă rețetă. Și atunci, practic, o să producă de două ori mai repede decât produce în momentul de față. Ceea ce mă va ajuta. Mă va ajuta pe mine foarte, foarte mult. Ok, hai să descărcăm porumbul. Avem de descărcat și avem și de recoltat. Mi se părea la început terenul ăsta imens. Oh, cât am mai terenul am făcut aici. Păi acum, în comparație cu ce terenuri am, e pistol cu apă. Ce e aici, pe lângă ce am. Oricum, avem în fermă 44 cu vreo 22, 66, mai avem vreo 13... 79, mai avem vreo 12, 81, cu cât mai avem vreo 100 de hectare avem în momentul de față. Da? Deci cam asta e suprafața pe care noi o muncim în ferma de pe Calmlands. Aproape de 100 de hectare. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să o mai mărim mai mult de ce urmează, adică pe lângă terenul care îl voi face de sfeclă și de cartofi și vom ajunge așa la 100 de hectare, dacă vreți să facem și mai mult de atât. Eu zic că ar fi destul, zic eu după mine, da? Iar sunt curios și voi ce părere aveți. Uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați acolo un subscribe, un like, un share, un comment. Nu vă place, dați un dislike, nu e nicio problemă, lăsați în comentariu exact ce nu v-a plăcut. Orice subscribe, orice like, orice dislike este bine primit și nu fac mișto când spun lucrul ăsta. Asta reprezintă un feedback de la voi, asta înseamnă că voi da și eu cât de cât seama exact mai bine ce v-ați dori de pe canalul meu de YouTube. Da. Ok, podul nostru e cam jos. Știu, asta l-am construit, 15.000 de euro, m-a costat, nu o să-l mai modific acum, pe viitor poate îl mai modificăm, dar momentan îl lăsăm așa, că totuși costă ceva bănuți.
de vândut, dacă vă întrebați când mai vindem și noi ceva, la iarnă. La iarnă vindem, că momentan suntem ocupați cu recoltat. Avem o grămadă de lucruri de recoltat, mai avem aici porumbul, o să mai avem sfeclă în episodul următor. În episodul celălalt va fi gata și soia, adică avem de lucru momentan și nu ne permitem să ne oprim să vindem. Dar în iarnă, când nu vom mai avea ce să mai facem pe terenurile noastre, atunci ne vom băga să și vindem din ce am produs. Fiindcă avem ce să vindem, avem o grămadă de făină, avem și miere, cred, avem și vom avea și ouă, și lână. Lână nu o vindem în iarnă, lână o să o vindem în primăvară. La fel, la vară vom vinde ulei, foarte mult ulei. Acum, în iarnă, sunt produsele de brutărie, făina va fi, sunt câteva lucruri pe care le putem vinde acum în iarnă, da. Dar mai avem, până acolo mai avem. Utilaje, momentan mai mi-ar trebui un mulcher și cam atât. O să mai trebuiască o presă de baloți pentru plop. Da, nu este foarte scump. A, uitați cum mă trage. Hai să ridicăm un pic header-ul. Cum mă trage, e terenul acolo foarte, foarte nasol. O să ne trebuiască o mulcher, o să ne trebuiască o presă de balos pentru plop, că am zis că facem. De aceea, deci unde am costit iarba în episodul trecut, dacă n-ați văzut episodul, puteți să mergeți să vedeți exact despre ce teren este vorba. Acolo vom semăna plop. O să fie o durere un pic de cap. Plopul se seamănă foarte greu, se plantează foarte greu, dar asta este, trebuie să facem și treaba asta. Și vom face și această treabă. Da, și ne trebuie neapărat o presă pentru plop. O să mai construim o fabrica de biomasă, practic, ca să scoatem și bani din plopul respectiv, din baloții de plop. Până atunci, uite, mai avem aici de recoltat. Animale, adăposturi nu voi mai construi, fiindcă nu mai are rost. Adică am două adăposturi de văcuțe, am unul de porcei, am unul de găini, două de oi, unul pentru lână, unul pentru lapte, deci nu mai are rost să mai construim adăposturi pentru văcuțe, pentru animale, ne descurcăm cu ce avem. Da? Bun, hai să ne continuăm activitatea. Vreau să iau partea aceasta, că ați văzut, mă împinge, fiindcă este foarte denivelat terenul și vreau să scăpăm de această parte și de-abia după aceea intrăm pe restul terenului. Ok, hai să ne punem pe recoltat și ne mai auzim la final. Vai, în momentul în care voi avea un grain cart plin, mergem și îl ducem la presa de ulei, facem niște ulei din porumb, n-am mai auzit până acum, dar încercăm și chestia asta. I need to learn to
drags me down, I need to focus. Everything inside me now, full speed ahead. Far from the end, so I'm full speed ahead. Ok, hai că uite, cu ocazia asta terminăm și porumbul de recoltat și o să mergem să ducem, de fapt o să descărcăm și ce avem în momentul de față în combină, mergem și ducem și ce avem în grain cart și sunt curios să vedem câți litri de porumb am făcut de pe acest teren de data aceasta, fiindcă productivitatea a fost foarte bună pe teren, nu știu dacă ați observat voi pe mini-hartă, dar am avut productivitate și de 120%, ceea ce... mai avem ceva. Stați așa, că mai avem ceva. Rămâneam aici cu... Mai avem aici niște porumb. Uitați-ne de asta. Este bucata aceasta de porumb pe care am lăsat-o eu când am îndreptat rândurile. Am vrut să merg drept cu rândurile, cu recoltatul și am lăsat aici, uite, această bucată de porumb. Și uitați-te de ea. Hai că o luăm și pe asta repede. Și după aceea o să descărcăm grain cart-ul. Mergem să-l ducem la zona industrială. Și după cum am spus, ținem aici cât mai strângem și aici. Vom
O să ne continuăm activitatea de cosit iarba pe noile terenuri și făcutul de baloți. Că trebuie să eliberăm și acolo și nu vreau ca să pierd toată aceea iarbă. Nu o să fac cum am făcut, ați văzut, pe terenul de 44 de hectare. Acolo am evitat să posesc, fiindcă era foarte mare și pierdeam 3 episoade doar să cosesc toată iarba aceea și să o fac baloți. Chiar pierdeam 3 episoade pe partea asta. Din cauza asta n-am vrut acolo să cosesc, dar aici, în terenul mai mic, aici merge. N-ar trebui să fie chiar așa de mare problemă. Ei, acum am terminat. Acum am terminat de recoltat porumb. Da, m-am luat tot. Ok, hai să mergem să descărcăm. Am avut 2 green carturi, unul n-a fost plin. 140, să zicem, vreo 190.000 de litri, cred că am strâns de aici. Ceea ce e chiar ok din terenul ăsta, este ok. Nu este foarte mare terenul, dacă puneam pe un teren mai mare, atunci era cu totul și cu totul altceva, dar pe terenul ăsta a fost chiar ok, v-am zis, oricum a fost productivitatea foarte, foarte bună. Pe terenul ăsta, hai să oprim combina, că momentan am terminat cu ea, hai să ridicăm și header-ul. Am terminat cu header-ul de porumb pe anul ăsta, mai avem de recoltat soia cu combina asta, anul ăsta și... O băgăm pe urmă la naftalină pentru la primăvară. Așa. Hai să ducem combina la fermă. Și v-am zis, noi o să mergem să ducem grain cartul la zona industrială. Și să pornim presa de ulei pe porumb. Că nu am pornit-o, dacă ați văzut. Am așteptat să vedem exact câți litri de... porumb face. Din cauza asta n-am pornit-o până acum. Ups, asta vreau să fac. Vreau să merg un pic mai în față. E asta vreau să fac. Și acum putem să facem o manevră evitantă. Să punem header-ul aici. Da, așa. Hai să lăsăm în jos. Hai să-l detașăm. Hai să îndreptăm combina. Și nu e chiar drept header-ul nostru, dar mai merge aranjat. Și o să lăsăm aici combina noastră pentru moment. Oprim motorul. Hai să mergem la grain cart, să-l luăm și să mergem să-l golim la presa de ulei. Da, că asta am zis că facem, presăm acest porumb, să facem niște ulei de porumb. Azi. N-am auzit în viața mea de așa ceva. Da, hai să mergem să facem și treaba asta. Nu uitați, prieteni, dacă v-a plăcut, dacă vă place videoclipul, dați acolo un like, un subscribe. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de la mine de pe canal. Dacă nu vă place, dați acolo un dislike, lăsați în comentariu exact ce vă place, ce nu vă place. Chiar sunt curios. Hai să mergem să descărcăm grain cartul. Și v-am zis să... Sunt curios să vedem câți litri de porumb am făcut aici, pe acest teren frumușel pe care îl avem noi. Așa, hai să desfacem șnecul la remorcă. Și ăla-i. Ok, așteptăm să descărcăm exact pe margine. Bine, nu e asta o problemă. Hai să vedem acum câți litri de porumb avem. Uite aici. 191.000. Ce v-am zis? 190.000. Hai să pornim și uleiul de porumb. Ce ciudat sună. O să avem și ulei de soia. Nici la ulei de soia n-am auzit până acum, la sfârșit. Dar de-abia luna următoare. Da, floarea să le văd că se produce. Digestatul aici nu mai avem. Paie nu mai avem. Momentan nici nu o să mai pun la BGA paie. Ia să vedem cum stăm la nutreț. Ok, hai că se produce. Mai greuț așa, da, produce-l. Întâi și întâi hai să pliem șnecul la remorcă. Vom opri tractorul. O să-l lăsăm un pic aici.
Cam atât pentru astăzi, prieteni, nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă vreți să vedeți mai multe episoade de genul. Eu sunt Adrian și vă aștept în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict. Să-i frumos, aveți, pa, pa!